Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de intensificare ale vântului pentru ziua de miercuri 27 martie în intervalul orar 10-22. Astfel că vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a Moldovei, în Carpații Meridional și de Curbură, dar și în Banat și Sudul Crișanei. Vântul va avea viteze în general de 55-65 de km pe oră, iar la altitudini mai înalte în zonele montane, rafalele vor depăși 90 de km pe oră. Meteorologia anunță că până vineri, 29 martie, ora 21, în cea mai mare parte a țării, vântul va avea intensificări temporare cu viteze în general de 45-55 de km pe oră, iar la munte rafalele vor depăși 60-70 de km pe oră. În vestul, centrul și nordul Țării în intervalul 27 martie ora 10 și 29 martie ora 21 va ploua, iar cantitățile de apă local vor fi de 10-15 litri per metru pătrat.